Ziua. Mă numesc Irina Crețu, probabil mulți dintre voi deja mă știți. Cei care nu mă știți, lucrez pentru Expert Crypto, sunt specialist blockchain, am terminat masterul pe blockchain și acum lucrez în această companie. Dacă vă place acest video, sper să vă placă până la final, vă invit să ne urmăriți site-ul www.expertcrypto.co.uk unde veți afla mult mai multe informații interesante precum acestea pe care o să le prezentăm azi, sper eu. Și bineînțeles dați-ne un like și un subscribe aici la canalul nostru de YouTube ca să creștem, să ne facem vizibili și auzite informațiile. Astăzi vreau să vă vorbesc despre having. Poate mulți dintre voi nu știți ce este Bitcoin having, însă eu cred că, având în vedere contextul actual din piață în care suntem azi, este important să vorbim despre. De ce? Pentru că halving-ul, ca și fenomen, este ceea ce conduce prețul Bitcoin pe un ciclu de 4 ani. Tot ceea ce vedem la fiecare 4 ani ca și ciclu în piață, deci în Bitcoin în special, da, și bineînțeles și în piață, pentru că, din nou, Bitcoin trage după el și celelalte coins, se produce datorită acestui fenomen, halving. Fenomenul ăsta, having, deci, practic înseamnă înjumătățire, da? În limba română Nu este ceva care e pus la cale de către altcineva sau o face cineva artificial Ci face parte din codul programului Bitcoin, da? Software-ul Bitcoin, în momentul când este rulat pe un computer Codul conține acest fenomen Este special creat pentru a produce anumite efecte despre care o să vorbesc astăzi Bun pe scurt, ce creează having-ul? Having creează o înjumătățire a ratei cu care se eliberează noi monede pe piață. Da? deci dacă astăzi eliberăm uh, nu știu, sau o să vă dau exact exemplu respectiv, dacă în 2016 se uh, rata era la 12.5, în 2020 rata s-a înjumătățit la 6.25, da? uh, Asta face ca monedele Bitcoin care sunt în circulație pe, pe piață să scadă deci supply-ul scade, dar cererea, sperăm noi, crește. Și nu numai că sperăm, vedem foarte bine cum în urmă, ultimele luni cererea aceasta chiar a crescut. Nu atât cât am vrea zilele astea, da? pentru că unul dintre motivele pentru care prețul Bitcoin nu crește este pentru că nu avem demand suficient, cel puțin la prețul pe care îl vedem acum, nu sunt așa mulți tentați să-l cumpere, probabil din cauza fricii cel mai mult, nu din cauza că nu ar vrea să investească în el. Și are implicații nu numai pentru cei care investesc, dar are acest fenomen de having, are implicații pentru toți stakeholderii din ecosistemul Bitcoin, deci și pentru cei care minează, și pentru cei care investesc în Bitcoin. Da? Bun. Cum se petrece havingul? Cred că este important un pic. Mulți vorbim despre Bitcoin, vorbim despre cripto, etc., dar de fapt nu înțelegem deloc ce înseamnă. Blockchain-ul din spate, da, ce înseamnă procesul prin care trece Bitcoinul până să ajungă la acel Having, ok? Uh, nu știu dacă mulți dintre noi chiar știm ce, ce este Bitcoinul ca atare. Ok, ne gândim chiar uh, mi-a pornit ideea asta de la o conversație pe care am avut-o cu un șofer de Uber, care îmi spunea că, domnule, mie mi se pare ceva artificial, nu există așa ceva, Cum adică o monedă apărută de nicăieri să ajungă la 60 ceva de mii, iar apoi a scăzut foarte tare. Ce înseamnă asta? Asta este o ponzi schimb, o porcărie, nu are rost să investim în așa ceva. Bun, păi Bitcoin în primul rând nu este monedă. Okay? ea nu a apărut ca monedă, ca atare. Bitcoin a apărut ca un software, ok? A fost inventat de către cineva ca o alternativă la sistemul financiar pe care îl avem acum. Și o să vedeți de ce este o alternativă la sistemul financiar Tocmai datorită acest, acestui fenomen de halving okay? Practic, în Bitcoin În momentul când se rulează software-ul okay, Fiecare tranzacție merge de la, către un, de la un nod către celălalt Nod ce înseamnă? De la un computer către celălalt okay? În acest moment există undeva la 14.000 de computere în lume Care sunt nodurile care verifică tranzacțiile pe Bitcoin okay? Tranzacția înseamnă că eu vreau să cumpăr un produs folosind Bitcoin ca monedă, ok? Folosesc chiul meu, deci ca și cum ar veni codul PIN de la card, trimit un mesaj către un computer că vreau să cumpăr acel produs cu Bitcoin. Ei, în acea tranzacție, exact ca într-o tranzacție bancară, numai că în loc de un server centralizat, deci de un singur server, să verifice într-adevăr că tranzacția aia se poate, ce înseamnă se poate, adică că eu chiar dețin banii aceia în contul meu, da? deci chiar dețin bitcoin în acela, în wallet meu și chiar cer lucrul acela, deci chiar vreau produsul acela și nu vrea altcineva folosindu-se de banii mei, în loc ca un server, un singur server să facă operațiunea asta, o fac 14.600 de computere în lume. Bun. Acele computere nu sunt și minerii. Okay? Deci, multe dintre aceste computere sunt și cei care minează Bitcoin. -ul. De ce este important să vorbim despre minerit? Pentru că having-ul afectează în mod direct mineritul, iar din minerit, practic, obținem noi monede Bitcoin. Okay? Că unii dintre validatori, deci unii dintre cei care validează tranzacția respectivă, sunt și cei care minează Bitcoin. La început sistemul de minerit era diferit Mulți minau individual, acum avem ferme de minat De ce? Pentru că din cauza having-ului Nu mai rentează pentru minerii mici să mineze de unii singuri De ce? Pentru că ca un miner să obțină recompensa da? Deci să obțină o părticică de bitcoin din acea tranzacție Trebuie să ajungă primul, deci trebuie să fie primul Computer, primul nod care încheie blocul, da? Tranzacțiile se așează ca într-un, nu știu, ca și cum ați jucat Lego Ați face un bloc de Lego cu copiii voștri Se așează câte un bloc, unul peste celălalt Iar la un moment dat se finalizează blocul, da? Cel care ajunge primul să finalizeze blocul de tranzacții Este acela care va primi acea recompensă de Bitcoin Bun dar din cauza havingului, deci din cauza înjumătățirii ratei cu care se emit noi monede Bitcoin, da? nu numai că se înjumătățește rata cu care se emit noi Bitcoin, dar se înjumătățesc recompensele pe care le primesc minerii din procesul acesta. Și atunci efortul lor de a mina este mult mai mare, ceea ce implică costuri mult mai mari. Da? De ce? Toată lumea zice, mineritul este scump. Ce se întâmplă? Păi mulți nu înțelegem de fapt ce înseamnă înseamnă că un program trebuie să ruleze pe un computer într-una, fără oprire, da? Bitcoinul sau, în general, cripto, spre deosebire de bănci, nu doarme niciodată. Nu este închis sâmbăta și duminica, nu este deschis de la 9 la 3. Este deschis 24 de ore din, din 7 zile, da? Deci în fiecare zi a anului. În orice moment al zilei, dacă dorim să facem o tranzacție, putem să facem asta. De ce? Pentru că un computer rulează acel software în continuu. Asta este simplu spus, dar nu e vorba de orice fel de computer. Okay? E nevoie de, anum de niște calculatoare cu adevărat speciale, niște plăci video speciale cu o putere foarte mare. Și pentru că tranzacțiile trebuie procesate rapid, de obicei trebuie multe computere alăturate unul lângă celălalt. Pentru ca minerul respectiv să ajungă într-un final la, la recompensa respectivă Bun, asta am atins așa un pic pe scurt Sper că ați înțeles un pic cam cum funcționează blockchain-ul și mineritul în sine Ca să obținem, mă rog, bazele pentru ce înseamnă havingul ul de fapt okay? Practic, la fiecare v-am spus de blocurile acelea, da? de pe analogia mea cu Lego după fiecare 210.000 de blocuri minate, deci aproximativ o dată la 4 ani, Bitcoinul automat, prin codul lui, v-am spus deja, deci nu face nimeni lucrul ăsta, din nou ne amintim că Bitcoin nu are echipă, ok, totul aparține din codul care a fost făcut la înființare, da? de când a fost inventat ca și soluție. Se întâmplă acest fenomen, Havingul, ul deci înjumătățirea ratei cu care sunt eliberate noi monede pe piață. Practic, eu v-am mai spus, cred lucrurile astea, acum câteva zile. Imaginați-vă ca și cum am înjumătăți modul în care exploatăm aurul. Deci, la fiecare patru ani, să zicem, înjumătățim cantitatea de aur minată, da? Facem analogia cu mineritul din mine. Ce, ce se întâmplă, practic, când exploatăm o cantitate mai mică? Automat duce la o creștere a prețului. Sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple dacă cererea rămâne cel puțin la fel. Okay? Bun. S-au întâmplat până acum, de când s-a înființat Bitcoin-ul, Bitcoinul, patru evenimente de halving. Ultimul petrecându-se în 2020, în mijlocul unei pandemii globale, și s-au întâmplat anumite variații de preț. Bineînțeles că, am văzut cu toții uh, ultimul eveniment de halving după 2020, cum a dus la un uh, nivel foarte mare al prețului Bitcoin. Dar în general, ca un trend, să zicem, prețul la un moment dat deci crește foarte tare după halving, apoi scade și se stabilizează undeva la 500% mai mult decât prețul dinainte de halving. Ok, cam asta ar trebui să extragem ca informație esențială. Bun. Acum suntem la 2 ani după ultimul having. Deci suntem aproximativ la 2 ani înainte de următorul having, care va avea loc în 2024. E posibil să se întâmple evenimentul de having mai devreme? Da, e posibil, pentru că vedem noi tehnologii. Spre exemplu, acum am văzut compania Intel, da, care a făcut acest nou chip de minerit. Și uh, astăzi am citit știrea că va deschide o fabrică în Germania pentru producerea de chipuri de minerit în valoare de 18 miliarde de dolari. Deci e clar că undeva cerere există. Deja am văzut că au făcut un prim contract cu o fermă de minerit, da, deci ferma v-am spus din nou, sunt mulți mineri care se alătură unul cu celălalt. Nu se mai face minerit de unul singur, deci se face în cloud, da, virtual. Um, și uh, cred că datorită acestor progrese tehnologice e posibil ca halving-ul să se petreacă mai devreme Nu este scris nicăieri că trebuie să se petreacă la 4 ani cu exactitate Se petrece exact după 210.000 de blocuri minate Ori dacă se minează blocurile mai devreme, atunci e posibil să vedem mai devreme uh, acest fenomen petrecându-se Bun um. Noi știm, eu am văzut că m-aș corectat cineva la un moment dat că sunt în circulație 18.5, de fapt sunt 19 milioane de monede Bitcoin. Bun, valoarea asta, clar, ok, sunt 19 milioane, mai puțin relevant, deci mai sunt doar 2 milioane, da? Asta aș vrea să înțelegem, practic, că ce se întâmplă de la înființare, da? Deci de când s-a înființat Bitcoin-ul și până acum sunt 13 ani în 13 ani supply-ul a ajuns undeva la 80% deja pe piață. Deci mai sunt doar 20% valabil pentru circulație. Asta ar trebui să ne dea indicii, asta alăturând și demandul, deci adopția instituțională, ar trebui să ne dea indicii despre ceea ce va urma pentru prețul Bitcoin pentru anii care urmează. Eu sunt mai puțin interesată de ce va urma azi, mâine, săptămâna viitoare pe piață. Clar, pentru unii contează. Pentru mine, personal, nu. De ce? Pentru că, odată ce crezi în puterea blockchain, da, crezi în puterea Bitcoin. Deci, Bitcoin are un cod extraordinar care a revoluționat, practic, tehnologia cu totul. Da? De aici a pornit tehnologia de blockchain. Atunci, aceste valori, OK, pe termen scurt, pe săptămâni, pe luni. Nu mă încântă cu absolut nimic Eu sunt cea care vede în loc de grafic așa, așa, așa Vedem graficul așa, da? Pe decade, pe ani Pentru celelalte monede contează foarte mult Mai ales pentru cele care au un market cap foarte mic Dar variațiile astea zilnice și săptămânale pot duce o monedă cu totul în cap Sau o pot ridica foarte mult dacă este foarte volatilă Pentru alte monede se îndreaptă către situația în care este Bitcoin, adică ar trebui să ne uităm mai mult pe situația pe câteva luni, ani, ok? Este imposibil de prezis ce se va întâmpla în ultimele 3-6 luni cu prețul Bitcoin, dar aminte să facem o predicție, spre exemplu, pentru următorii 2 ani până la evenimentul de halving. E foarte greu de prezis, însă un lucru sigur poate fi spus foarte mulți dintre cei care sunt analiști pe Bitcoin, da, și mai ales pentru cei care sunt analiști pe tehnologie, spun că dacă ne uităm la graficele după și înainte de halving din anii trecuți, deci din evenimentele trecute, din 2009, 2012, 2016, 2020, în acest eveniment de halving care s-a petrecut după 2020, deci în anii 2020, prețul nu a evoluat cum ne-am fi așteptat. În anii trecuți s-a văzut clar un top foarte mare, apoi o scădere destul de puternică și apoi o stabilizare. Ei bine, în ultimii doi ani am văzut două double tops, ok? Și acum suntem într-o fază, a spune eu, de consolidare mai mult de acumulare decât de acumulare. Însă, foarte mulți spun că acel top care a avut loc ultima oară ar fi trebuit să se ducă undeva, în mod normal, la 100.000 ca să se confirme uh, modul natural cum evoluează prețul Bitcoin după halving. E bine, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Uh, au fost și anumite evenimente uh, politice, globale, care au, să zicem, au uh, chinjuit așa creșterea asta. Uh, în decembrie, oricum, știm că ne așteptăm în mod tradițional la scăderi datorită oamenilor care vor să ia profitul și datorită companiilor care vor să închidă pe los în Statele Unite. Apoi în ianuarie a venit varianta Omicron, februarie războiul. Știrile despre război care au continuat și până acum, plus asociate cu îngrijorările economice globale, da, despre inflație. Toate aceste lucruri au oprit creșterea. Bun, ce se va întâmpla în perioada următoare? Eu cred că cei care spun că sigur, bazându-ne pe graficele trecute, ok, din istoric, de acum urmează momentul de capitulare, să zic, okay, adică următorul picior în jos, probabil că au la fel de multă dreptate ca cei care spun că vom vedea următorul leg în sus. De ce? Pentru că nu ne putem baza pe nimic altceva decât pe istoric, pe istoricul graficului. Însă este un pic uh, subiectiv, are foarte multe eroare pentru că datele sunt puține da? Este vorba doar de 13 ani de evoluție și nici măcar nu ne putem baza pe acești 13 ani de evoluție Din cauza că situația arată cu totul diferit acum față de atunci Într-adevăr, uitându-ne pe uh, graficele on-chain, deci ce există pe adrese în momentul de față am putea spune că există un pic de energie pentru un bear market mai agresiv. Pentru că undeva la 87% dintre uh, monedele Bitcoin între 39.000 și 32.000 sunt uh, puse pe trade-uri, ok? Deci sunt puse pe uh, poziții de trading care încă nu au fost atinse. Acolo există un pic de energie pentru un uh, leg în jos. Însă la fel de bine putem vedea energie și în sus. Un lucru însă care mi se pare interesant este că în ultimele zile am avut foarte multe știri bullish pentru Bitcoin și piața cripto în general. Începem cu ordinul executiv, noul președinte al Coreei de Sud, care este foarte pro cripto, Dubai, etc. Foarte multe știri bullish. Însă știrile astea bullish nu se văd în prețul cripto. În general, și asta nu e numai în cripto, și în bursă e valabil. Când vedem știri foarte bullish, iar prețul pare să nu meargă în cursul natural, înseamnă că ne aflăm într-un ber. Dacă acesta este bottomul, nu putem spune cu siguranță. Însă, cei care vreți să faceți investiții în cripto, da? eu vă recomand să vă concentrați pe câștiguri pe termen lung. Nu vă mai concentrați pe câștiguri pe o lună, trei luni, șase luni. Gândiți-vă că tehnologia care stă în spatele Bitcoin și în spatele multor altor proiecte din spațiul cripto este o tehnologie care de fapt va domina piața tech. TEC. Okay? Nu o să mai existe tehnologia pe care o vedem acum. Deja au început să înlocuiască, da? deja foarte multe companii au început, început să-și înlocuiască tehnologia. Chiar azi am văzut o știre că CEO-ul PayPal consideră că Bitcoin și cripto sunt două domenii care, mă rog, un domeniu de fapt, care va schimba financiar lumea. Și aici ajung la ultimul punct la care voiam să să-l ating, este faptul că halving-ul, ce face halving-ul? Pentru că tot vedem discuția asta despre inflație foarte mare în ultimele zile, da? Having ul creează o inflație artificială pentru Bitcoin. Ok, deci practic scade supply-ul, creșterea, cererea, mă scuzați, crește sau rămâne la fel, creează o, o inflație artificială, dar într-un mod sănătos, adică câte puțin. Bun, eu sper că o să aveți încredere, de fapt, în tehnologia asta, în tot ce înseamnă blockchain. Uitați-vă la, la un proiect precum Bitcoin, care fără echipă, fără nimic, reușește să facă toate lucrurile astea impresionante de atâția ani de zile și să vă îndreptați un pic uh, ochii uh, de la preț. OK? Să vă uitați la grafic pe lung, pe foarte lung. Pentru că asta dorim. OK, dorim să ne transformăm generațiile, da? Nu dorim să mai facem, nu dorim neapărat să facem bani azi ca mâine să i pierdem. Ok, dorim să facem bani, să transformăm viitorul copiilor, nepoților noștri. Pentru asta este nevoie un pic de research, ca să nu cădem în plasa pe care o vedem în jurul nostru că, nu știu, Bitcoin este ponzi în niciun caz. Într-adevăr, este dominat acum poate, nu dominat, de fapt nu mai este dominat, dar încă vedem influența, nu știu, balenelor care încearcă să manipuleze prețul și o fac încă cu succes. Dar când vă uitați la graficul pe long, trendul este ascendent, așa că de ce vă îngrijorați? Vă pup! Încă o dată vă amintesc să vă, mai, să vă uitați pe site-ul nostru www.expertcryptodat.co.uk unde o să găsiți multe informații și ne vedem data viitoare. Pa, pa!